Avem un nou antrenor la Naționala României. În proporție de 99%, fostul mare internațional român Ladislau Bălăni va fi noul selecționer al tricolorilor. Acesta a reușit să îi devanseze în preferințele FRF pe mai tinerii Adrian Mutu și Eduard Iordănescu. Ladislau Bălăni a fost așteptat pe aeroport de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță. Loții va fi cu siguranță noul selecționer al Naționalei, după ce FRF a purtat negocieri intense cu mai mulți antrenori, printre care și mai tinerii Adrian Mutu și Eduard Iordănescu. Ajuns la 68 de ani, Bălăni este liber de contract după despărțirea de Panathinaikos Athena în mai 2021. El are în palmares titlul din Portugalia cu Sporting, plus o cupă și o supercupă. De asemenea, are un campionat și o supercupă în Belgia cu Standard, dar și Cupa Campionilor Golfului cu Al Jazeera. Ladislau Bălăni a mai condus Naționala României în preliminariile pentru Mondialul din 2002, dar i-a părăsit atunci pe tricolor pentru un contract mai avantajos cu Sporting Lisabona. Naționala a fost atunci preluată de Gică Hagi, care a ratat însă calificarea la Mondialul din Japonia și Coreea de Sud în urma barajului cu Slovenia. Pe lângă antrenorat, Loții Bălăni a avut și o carieră impresionantă ca fotbalist.